Prindem și returile pe deasupra și gata! Mersi, mami! Ok, hai să încercăm! Ridică-te! Haide, scumpo! Ura! Wow, e super! E mult mai tare decât patinele mele cu rotile! Nu e corect! Ești gata de culcare, scumpo? Hai să te învelim! Ok, e timpul să te culci! O să strâng jucăriile astea! Mersi, mami! Ce-a fost aia? E cineva acolo? Oh, nu! Nu se poate! E un monstru! Nu mă lăsa! Ce faci? E ok! Nu are de ce să-ți fie frică de întuneric! Stai puțin! Trebuie să strâng lucrurile astea! Banda asta adezivă ar putea fi utilă! Cred că știu cum să rezolv problema asta! Mă apuc de treabă! Ia o rolă de bandă adezivă și pune-o pe orizontală! Aplică două bucăți de bandă peste centrul rolei! Uite așa! Acum începe să desenezi pe bandă colorând toată zona! Folosește culori diferite creând secțiuni! Vrem un efect de curcubeu! O să-mi pun telefonul aici și mă asigur că lanterna lui e aprinsă! Wow! E o veioză! Monstrul nu o să mă mai prind acum! Noapte bună, mami! Sunt și eu obosită! Am nevoie de somnul meu de frumusețe! Ce bine e! Stai! Ce e zgomotul ăla? Nu, am și eu nevoie de o veioză! Acum pot să visez frumos! O să fie grozav! Ador piscina! Mami, vreau să not! Normal, scumpo! Stai să-ți dau aripioarele! Unde sunt? Credeam că le-am luat! Olivia, du-te să stai acolo! De ce? Poate o vâslă? Nici gând! Cartonul plutește! E o idee proastă! Mami? Exclus! Stai să mă gândesc! Știu! Nu te mișca! Uite un colac! Cucoană, e al meu! Găsește-ți și tu unul! Încerc! Păcare o baghetă pentru piscină! Stai așa! Aș putea să o folosesc! Tai o bucată din bagheta pentru piscină, apoi folosește un cuțit ca să tai rondele. Fă la fel până la capăt. Repetă procesul cu diferite culori. Acum avem nevoie de o bridă de plastic. Bagă brida prin găurile a două rondele de spumă. Apoi strânge-o. Folosește bridele ca să unești rondelele. Taie resturile de plastic. Acum poți să înnoți. Mă simt tare modernă. Mami, uită-te la mine. Iulia! Uite, plutesc! E grozav! Arăți bine, scumpo! Și eu mă pot relaxa! Hei, ce cool e! Vreau și eu o vestă! Grăbește-te, mami! Vin! Asta e cel mai bun loc din parc! M-am plictisit! Mami, vreau să mă joc! Nu te duce prea departe! Vreau să te văd, ok? Distracție plăcută! Ce fetiță cu minte ești, Olivia! Chiar îmi place cartea asta! Olivia? Unde a dispărut? Olivia, vino înapoi! Nu! E nasol! Nu avea cum să ajungă prea departe! O să fie ok, nu te panica! Olivia, scumpo! Unde ești? Am căutat-o peste tot! Aia-i pălăria ei! Olivia, vino aici în momentul ăsta! Gata cu jocurile prostești! Hei! Scuze! Dă-mi pălăria! Credeam că ești fica mea! Olivia, acolo erai! Te-am căutat! Am fost atât de îngrijorată! Să nu mai faci asta, da? Baloane de vânzare, doar 2 dolari! S-ar putea să fie util! Așa!
Balonul mă urmărește! Oh, ce drăgălașă e! Și o văd! Ha? Două baloane? Ah, bună! Oh, bună! Minți strălucită, nu-i așa? Mă auzi? Stai puțin! Mami are o ședință, Olivia, așa că fă liniște! Am înțeles! Oh, chestia aia pare distractivă! Woohoo! Ce? Ha? A, da! Scuze, continuăm! Discutam despre vânzările estimate pentru luna viitoare. Numerele arată bine. Eu, l-am fost un pantof zburător. Mami, mami, cine-i nenea ăla caragios? Olivia, ce ți-am zis? Atât de frustrant. Ah, cred că știu ce să fac. Pune niște bandă adezivă pe un cerc de hula hoop pe orizontală. Apoi încă una pe verticală. Continuă să aplici banda adezivă pe cerc până obții ceva de genul ăsta. Olivia, am ceva pentru tine. Uite, e un joc distractiv! Ar trebui să o țină ocupată! Hai să încercăm iar! Deci, unde rămăsesem? Am reușit! Sunt cea mai tare la jocul ăsta! Hei, mami! Ah, papa bun! Ce? Ce-au pățit hainele tale? Ești atât de murdară! Ce să fac? Oprește-te! Trebuie să te curățăm! Dar, mamă, mi-e foame! Nu știu cum reușește. Aha! Ăsta e bun. Trebuie să le spăl pe astea mai târziu. Măcar am un tricou curat. Am un tricou curat pentru tine. Bine, dar o să se murdărească și el. Cum de e posibil? Nu-mi răspunde. Îmbracă-l pe ăsta. Of, chiar trebuie. Mamă, îmi strici părul. Grăbește-te, mami! Mersi! Mult mai bine! Acum mănâncă! În sfârșit! Preferata mea! Uite ce minunăție din ciocolată! Nu! Nu o face! Nu pot să mă uit! E ok, respiră! Stai! Punga asta mi-a dat o idee! Oh, ce chic e! E delicioasă! Ah, m-am murdărit pe mâini! Mult mai bine! Aș putea să mănânc așa ceva toată ziua! Eh, nu-ți mai spăl hainele! Ok, mamă, am terminat! Hai să scoatem chestia asta! Trebuie doar să rup punga! Ridică-ți brațele! Și ai niște haine curate! Acum du-te la joacă! Pa, mami! Pa, scumpo! Ah, nimic nu se compare cu un suc proaspăt stors. Neața, mami! Poftim un pahar bun de suc. Nu-l vreau, e dezgustător. E bun pentru tine? Prefer niște ciocolată. Fără ciocolată la micul dejun. Dar, încearcă să mă oprești. Dă-mi ciocolata aia. Nene, e a mea. E la fel în fiecare dimineață. Stai puțin, poate merge să folosesc popitul ăsta. S-ar putea să fie util. Cred că o să meargă. Ia un popit și toarnă niște suc în el. Umple complet căsuțele. Bagă popitul la congelator până când îngheață sucul. Apoi scoate-l din popit. Wow, arată grozav! Oliviei o să-i placă la nebunie. Aș mânca și eu așa ceva. Olivia! Ce e? Uite ce ți-am pregătit! Ce e? Gustă? Dacă zici tu. Sper să fie ceva gustos. Ce situație tensionată! Continuă! Te rog! E punuță! Hiu! Zici că e o înghețată pe băț! Mersi, mami! Ciocolata asta merge la gunoi! Hee hee!
Mulțumim pentru tort! Nu uitați să vă puneți o dorință! Gata! Sper să se împlinească! Și tatăl vostru are un cadou pentru fiecare! Am? Ah, da! Asta e tot ce am! Glumești? Scuze, copii! E ok, mama! Măcar avem tort! Poate merge să facem ceva! Am văzut anunțul ăsta! Dar părul tău frumos! E singura cale! O să crească la loc! E pentru copilașii mei! Nu e corect! Mersi, iubire! Nu vă faceți griji, copii! E ok! Cadouri? La mulți ani! Asta e cea mai bună zi de naștere din lume! Mersi! Oare ce-o fi? Suntem niște părinți buni! Privirea lor merită din plin! Wow! E un creion 3D! Și eu am primit o păpușă! E un cadou grozav! Mersi! Cu plăcere! Hai să mergem la plimbare, păpușică! Am o idee! Folosește un creion 3D ca să desenezi niște linii orizontale subțiri. Îndreaptă-te în jos pe foaie până când obții forma asta. Apoi mergi pe laterale. Când ai terminat, creează niște forme mai mici ca acestea. Lipește-le una de alta și ai un scaun. Ideal pentru o păpușă. Poate păpușica vrea să se așeze după plimbare. Ce drăguț! Mulțumesc! E uimitor! Acum poate să mănânce niște tort. Ești cel mai bun frate din lume! Wow, ce loc! Sigur sunt chestii valoroase pe aici? Oh, ce-i asta? Infracțiunea perfectă! Oh, nu! Fugi! Ce se întâmplă jos? Stai liniștit! Te apăr eu, tată! Stai să opresc alarma! Am fost jefuit! Bijuteriile! Phew, sunt încă aici! Și aurul la fel! Ce noroc! Ha? Au dispărut toate, tată! Hainele păpușilor mele! Le-a luat pe toate! Scumpă, îmi pare așa de rău! Ia șervețelul ăsta! Știu cum să rezolv treaba asta! Pentru un remediu vestimentar rapid, taie fundul unui balon! Îndoaie balonul și taie o bucățică din lateral și vârful! Desfă balonul! O nouă ținută pentru păpușică! Totuși, s-ar putea să fie nevoie să o ajut să se îmbrace! În continuare, taie fundul unui alt balon! Să fie niște colanți grozavi. Hai să adăugăm un strop de culoare cu un balon mare. Decupează-i vârful și fundul și trage bucata asta peste picioarele păpușii. E o fustă grozavă. E demnă de podium. Le-am făcut niște haine noi păpușilor tale. Wow, tati, arată uimitor. Sunt atât de moderne. Bună, îmi place la nebunie rochia ta. Arătați atât de frumos cu hainele voastre noi! Te iubesc, doamnă unicor! Mama! Bună, scumpă! E timpul să te culci! Haide! Dar, mamă, unicornii! Nici o scuză, e târziu! Bine! O să-ți scot cornul de unicorn! Nu! Ok, somn ușor! Noapte bună, mami! Ah, oh, e întuneric! Aici trăiesc monștri! Ești bine? Ce s-a întâmplat? Era întuneric și cred că am văzut un monstru! E ok, mămica e aici! Bea niște lapte, o să te facă somnoroasă! Mersi, mami! Atât de scumpă! Nu, nu o face! Salvează-mă, domnule unicorn! Cum a ajuns să stai aici? Stai! Mi-a venit o idee grozavă! Pune o folie din plastic peste un desen. Noi folosim un unicorn pentru că sunt drăguți. Începe să desenezi unicornul pe plastic. Ar trebui să fie ușor de urmărit. Nu trebuie să fii un artist profesionist pentru asta. După ce ai terminat, scapă de foaie.
Desenează o linie punctată pe o cutie din carton și decupează zona aia. Lipește cu scotch folia de plastic pe cutie. Vezi să fie prinsă bine! Acum ia o lanternă și pune-o în interiorul cutiei. Închide cutia și acum să decorăm! Pune niște vopsea fosforescentă într-o cutie de vopsea albă. Vrea cineva ouă? Amestecă bine ca să se combine vopselele! Și acum să stingem lumina! Să fim creativi! O să fie o pictură și o veioză grozavă! Nu te grăbi! Vrem să iasă perfect! Proiecția îți ușurează mult munca! Arată bine! Poate că ar trebui să mă apuc de pictat! Cred că e gata! Nu mai am nevoie de asta! Ce zici? Wow, mami! Îmi place la nebunie! Mai bine mă culc! Sunt obosită! Ce unicorn frumos! Abia așteptam momentul ăsta! Un pic de timp doar pentru mine! Ha, ador clipurile astea! Wow, uite ce mișcări! Mereu mi-am dorit să devin un maestru al karateului! Mâinile astea sunt niște arme periculoase! Aia! 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 Aoleu! Au, m-a durut! Se pare că s-a încheiat cariera mea de ninja! Nu pot să cred că am fost atât de fraier! Bună, tată! Ce mai faci? Prinde! Scuze, scumpă, nu pot! Ah, tată, pare dureros! Stai, știu! Poate vrei să desenezi pe gipsul meu! M-ar înveseli! Normal! Și știu și ce să desenez! O să încep cu un cerc! Apoi fac niște sprâncene și niște ochi! O să-ți placă la nebunie, tată! Să nu uităm de limbă! Acum să trecem la colorat! Un pic de albastru pentru ochi! Sunt aproape gata! Ce zici? E tare reușit! Bravo! Sunt atât de talentată! Cu siguranță ești! Oh, ce dureros e! Și titlul e distractiv! Mi se face somn! 1, 2, 3... Am o idee grozavă! Hai să desenăm ceva! Începem cu un dosar din plastic și vom desena niște animale pe el. Vom începe cu o oiță simpatică. Oh, cât e de adorabilă! Hai să facem și un puișor! Îi trebuie niște pene galbene! Arată bine! Acum cerul! Și niște iarbă verde și drăguță! Ce fermă aglomerată! Ia o bucată de carton negru și pune-o în dosar. Apoi desenează o lanternă și o rază de lumină. Bagă lanterna în hârtie în dosar. Ferma e luminată! Ce idee grozavă! Wow, mamă! Ce vis grozav! Ok, scumpo, poftim niște pensule și vopsele. Distracție plăcută! Oh, nu! Ce-ai făcut? Sunt artistă, tati! Uite! Mama ta o să fie atât de nervoasă! Deși... ia o foaie de hârtie albă și pune niște vopsea pe ea. Apoi pune niște roșu. Întinde vopseaua în cercuri mari. Apoi bagă foaia într-o pungă de plastic. Scumpo, ia uite ce am eu! Wow, tati! Îmi place la nebunie! Opa! Uită-te la vopsea! Se împrăștie peste tot! Dar nu se mai face mizerie! Nu merge! Suflă un pic mai tare, dragule! Așa, mami? Cartea mea! E fleașcă! Joacă-te frumos, scumpule! Dar, mami, baloanele mele sunt defecte! Am făcut deja un duș azi! Ups, scuze, mami! E doar un copil! Inspira adânc!
E ok. Nu-mi place jucăria asta. Știm ce să fac. Durează doar o clipă. Ce de baloane! Ah, exact ce-mi trebuie. Pare perfect. Uite ce ți-a luat, mămica. Oh, mamă, e un porc. Și face baloane. Nu se poate. Sunt atât de entuziasmat. Du-te să te joci cu el. E grozav. E atât de distractiv. O să fim cei mai buni prieteni pentru totdeauna. Cu plăcere, dragule. Și acum pot să-mi citesc și eu cartea. Să fii părinte e interesant. E o viață plină de satisfacții și provocări. Care este cel mai tare truc de parenting pe care îl știi? Răspunde-ne în comentariile de mai jos. Nu uita să le arăți clipul ăsta prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri uimitoare.